Salutare tuturor, eu sunt Dorin și bine v-am găsit la un nou episod de Math from Subs. E bine, vreau ca înaintea începerea acestui episod să vă rog pe toți să apăsați butonul de like, să strângeți noi cât mai mult, să vedem ce abonați activi avem și noi aici. Deci cine e activ și cine vrea să mă susțină în continuare și cine apreciază această serie de Math from Subs, ar fi foarte fain să apeseți și el un buton de like. Nu e greu, durează foarte puțin și vreau să vă și eu cât de apreciate sunt aceste episoade. Bun, hai să nu mai lungim cu vorba, hai să trecem noi la fapte. Armura ta. Uite, am aici armura mea. Hai să ne echipă. Aoleu, sunt pe game. De ce n-am dat pe game? Hai să ne noi pe game 0. Game 0. Lol. Cu astea eram deja echipați. Ok, le punem în loc. Poveste și info. Bun, hai să zic ce scrie aici. Reguli. Regula 1. Nu sparge blocuri. Regula 2. Folosește game mode 1 doar la nevoie. Regula numărul 3. Pentru abonați, dați like la the link. Auziți, mă. Regula numărul 4, game mode 1 doar la nevoie. Pe asta mai fost o dată. Have fun. Mapa este făcută de RA1K și Looking 003. Ai 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 V plus de pe MCX. Mapa este 100% testată. Nu știu ce, am impresia că e ceva troll la mijloc. Și PS succes. Canalul lui așa, Looking 003, este Dragon YouTube, trebuie și pe el poate face lucruri interesante. Bun, hai să avem aici poveste. Tu când erai mic, îți doreai să fii un YouTuber mare. Ca să fii YouTuber mare, trebuie să filmezi niște probe. Hey, fun, succes, asta așa. Pagina 50, nu o să dau pentru că e la troll, mai mult ca sigur. Info, sal the link, eu sunt Looking 003, Skype-ul meu este mocam.mario1, canalul de YouTube este Dragon YouTube, nu am canal de 5 stele, dar în fine am doar 4 videouri, dar am zis canalul de YouTube să se aboneze oameni, abonații tăi dacă vreau Adventure Map-uri. Pagina 50. Hai mă să dăm la pagina, parcă vă că e troll, da? Hai odată. Cum vreau că ceva nu știu. E fun și să te distrezi. Glumești cu mine, nu? Ia să mă ce a pus la pagina 50. Nul. Ai odată pagina 50. Oh my god. Să te distrezi orice ar fi, o să o joci cu plăcere. Mamă, deci, nu știu ce, un sentiment de la căci, că orice ar fi tu să te distrezi, gen, să vezi tu ce te așteaptă, nu știu. Keep inventory. Mob griefing. Apasă. Succes. Bă, deci dacă mi-au luat atât de mult succes, parcă văd că e ceva troll. Deci mi-a zis de nu știu câte ori să te distrezi. Succes. 100% testat. Gen, n-a fost testată deloc. Start. Spune că e o glumă. Oh my god. Eu nu sunt mâna par cu fratele meu. Deja începe să-mi placă, mă jur. Stai ce scrie aici. Level 1, uite-te în spate. Ok. Hai că până acum e ok. Dar nu știu. Pare că e ceva la mijloc. Nu știu dacă într-adevăr și e sau... Ia scrie și voi în comentarii dacă la început ați avut și voi o impresie asta că e... Oh my fucking god, că e ceva la mijloc. Bă, deci o să mă încurc pe aici la nebunie. Doamne, nu cred. Tu cel mai prost jucător la când vine vorba de parkour. Doamne, băi, deci aia e pusă la troll pentru că mereu ai tendința să sar cât mai mult, gen, știi? Așa. Doamne, e o nebunie. Am impresia că îmi stă ciudat părul. Dacă așa și e. Doamne, nu mai, deja nu mai suport. Așa. Bă, nu pare el că e niște ce parcur greu. Asta e grea. Să-mi iau sprint de pe... De pe asta e foarte greu. Așa că o să-mi dau game mode, game mode 1. Și o să mă pun, să mai încerc câteva ore aici. Poate reușesc. Dar nu cred că e, nu știu,
Practic. A, bă, da, e posibil, ok. Am vrut doar să văd dacă e posibil. Acum o să fac chiar fără game. Am vrut doar să văd dacă o pot face, știți? Bun, deci se poate face. N-am vrut să trișez așa direct. Ia uite, mă. Ok. Așa. Bun, hai că am și făcut-o. Spawn point. Ok. Ce bine că avem. Și acum am dau kill ca să ajung acolo, nu? Sau suicide. Open to land ca să o deschid. Și îmi dau acum suicide. Sau kill. Așa, bun. Aoleu, stai că am... Nu e bine. Nu e bine. Zic că de aici trebuia să mă duc în partea asta. Păi nu pot să fac... A, nu pot. Ok, nu pot. Respawn. Aaaa, The Link în acțiune. O să stăm la parcurs sau o grămadă. Așa. Aoleu. Puuu, mamă. Ce-am făcut acolo? Și uite, bă, că am reușit. Puncte. Așa. Ia uite, bă, zici că sunt diamante. Vedeți cum sunt emeraldele încentate. Ce fain e. Next level. Uite-te în spate. Spawn point. Ok. Nivelul 2. Dacă ești bun, fă-l din prima. Na, gen, mai zic ceva. Dacă sunt bun, să-l fac din prima. Gaură, gaură, gaură. Gaură, gaură, gaură. Păi ce naiba, mă? Să sar acolo sau poți să sar și gen aici și apoi să iau pe jos. Hai și ne. N-am murit. Ce e greșit în asta? Gen, dacă am ajuns... Dar nu cred că e bine, hai să ne facem corect, gen. Geronimo! Bum! Nu e bine. Trebuie să picăm fix în gaură. Faceți din așa fel încât gen să mor, știți, când ajung? Aolo, nu, 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 nu! O că îmi dau kill. Doamne. Iar am atins mari. Deci trebuie să nu iau damage deloc, ok. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Dacă știi cum zic. Doamne, mai încerc de 3 ori. A început să plouă afară, în Minecraft, gen. Odată, weather, sun, sau clear, ok. Dă-o încolo de treabă, bă, n-am murit, dă-o așa, puncte. Dacă n-am murit, e greșeala lui, gen, dacă voia să nu te șez, nu punea să, gen, muream, știi? Mașina ta este în cufăr. Smite, Audi A5. Au, oh, Audi A5, wow, stai așa. Merg cu Audi-ul. Așa. Așa repede am ajuns. Mai voiam. Intră în casă. Ce naiba. Ok. Enjoy the jungle. Vezi, în casă ai crafting table și furnal. Du-te jos, acolo e... Ce trebuie să fac? Intră în casă. Nivelul 3. Mini survival. Ah, spawn point, ok. Așa, și ce trebuie să fac? Mini survival, gen să... Și apoi ce trebuie să sparg? Sparg asta? Ah, ok, aici. PS, vezi că la Obsidian un pic de troll. Aoleu, parcă că mi-a pus mult de la. Tu trebuie să auzi în mine tot ce ai nevoie. Lemnul trebuie să îl spargi de la copaci. Du-te jos, acolo e mina. Adică aici, gen. Ok. Ok, mini survival.
În continuare sunt răcit și dacă mai tușesc sau fac chestii genul așa, mă scuzați, dar cu toții cred că facem așa atunci când suntem răciți. Ah, aveam crafting table, are fucking kidding me. De ce nu mi-am adus aminte mai devreme? Ok. 1 2. Nu, spune că trebuie să spar toată tâmpenia asta. Oh my god. Așa. Dacă mă pune spar toată asta, mă jur că spar cu asta de piatră. Deci uitați-vă la mine. Dacă trebuie să sap o grămadă aici. Ia, stai așa că poate nu-i mult. Ok. El a vrut-o, nu eu. Lasă-mă-n pace, m-a pus să sap acolo. Mamă, stai să vezi că e și troll. Nu, merge și sparge. Dacă sunt 100 de bucăți, doar nu se sparg. Așa două mai mergea. A, uite, și-a putut joc de mine, frate. Gen, mi-a pus astea la mama naibii. Dar nu vele mai interesant, așa, sincer să fiu. Trei bucăți de-astea. Furnace am, am zis că am furnace, ok. Așa. Și uite cum face asta. Și ai vere. Și acum mai să găsim și diamondurile până să topesc calea, ca să nu mai stăm atunci să le căutăm mult. Mult și bine. Uite, 1 2. Și ultimul, parcă vă că e în colț opus, gen. Hai, frate, până că e o glumă. Ia. Unde l-ai pus, fratele meu? Doamne. Trebuie să fac niște torțe măcar. Uite, frate, ce mi-a făcut, m-a pus să sparg la d-astea. Doar pentru un diamant. Glumești, spune-mi că e o glumă. Frate, îmi cade și ăsta în cap. Doamne. Uite-l, uite ce jegosii, mă, ce jepat. Bun, bine că l-am găsit. Ia, fie că îi stric și mapa. Dacă nu dă TNT-ul la sfârșit. Ia, hai. Așa. Și acum să fie ceva clear lock, să-mi șteargă de-astea. Păi, mamă, ce mă enervezi. Dă-te așa. Ia, uite, stric, ia o bucată de lemn de-asta. Așa. Ca să am bețe. A, aveam bețe. Dar am vrut să mă simt bine, să iau eu o bucată din lemnul lui. Ce-i cu cufărul ăsta? Îmi las aici ce nu-mi trebuie, da? Stai așa. Nu-mi trebuie. Nu, astea-mi trebuiesc. Așa, bun. Hai să vedem ce troll ne-a făcut acum. Doamne ajut. Doamne ajut. Hai cu tata. Ia uitați să vă arăt, aici am o bagnotă. Mama aici, o bagnotă de 50 de bani. Scoasă acum proaspăt, am luat-o de la bancă. Nu știu dacă se vede pe facecam. Dar e proaspăt, e 2015, e mamă, deci că e aur. Ia uite aici, 50 de bani. Deci pe asta nu o să o vând, gen nu o să o cumpăr cu ea nimic. Ce troll n-ai, mamă, că-mi văd că nu-i niciun troll. Cred că am pus doar așa să mă gândesc eu că e troll. Doar că văd. Da, n-a pus troll. Puncte. Stai, așa. Du-te tot în față, mergi la următorul nivel. Nu-i nimic în spate? Ok.
Nivelul 4, The Invisibility Labyrinth. Labyrinth. Urmează glowstone-ul de pe tavan. Da, pe nu e greu, frate. E fain. Chiar îmi place mapa, adică a fost diferită chiar. Zice că mă gândeam că acum o puteam lua pe oriunde și am pus glowstone-ul doar la mișto. Dar uite, nu pot, vezi? Așa. Așa. Dar cu ce-o fi pus labirintul ăsta invizibil? Nu știu cum se face. Puncte. Puncte. Apasă butonul ca să te duci la următorul nivel. Fă noapte. Nu-i noaptea din băgate, spawn point. Dificultate 2. Lapte pentru eficient, pentru efecte de la potin și de la witch. Nu-mi dă lapte! Ci că lapte! Venirea țiganii! Băi, n-am sabie, n-am nimica! Tu l-ai, doamne! Marș, mă! Fugi, mă! Te-ai că n-am citit aici! Apasă butonul doar după ce... Ce-a? Doar după ce ai bătut golanii. Nu-mi dă lăptic. Ce naiba e asta, mă? O să trecem mapa. Și te sapăți de astea? Party people. Golani, uite bă, au numele de golani, mă jur. Păzea că nu e chiar așa. Stai că nu mi-am pus armura. Băi, n-am căscuță, mă. N-am căscuță. Golani! Bate-n golani! Așa. Care tot mine, mă? Bă, băiatule, ia seama la băutură, mă. Ia uite, uite, golani! Golani! Ce fain, ne-a dat nume de golani! Bra! Uii, zici că-i Tavi! Glumesc, dacă Tavi se uită la episodul ăsta, nu. Așa. Trebuie să văd dacă scria undeva că de s-a păzit nu știu câte ori, gen. Pump point, figurate, 2 laptele. Ok, nivelul 6 luptă cu golani. Ok, nu spunea de câte ori s-a pus pe maneta aia, gen, am pus așa de 3 ori sau de 2 ori, nu știu de câte ori. Puncte. Puncte. Arc OP. Spawn point. Spawn point, da. Stai așa că vreau să-mi las lucrurile nefolositoare pacii. Așa. Tu nu folosești nici tu. Asta e, să ne punem astea așa. Asta. Așa. Așa. Și așa, bun. Ce trebuie să facem aici? Nivelul 6 tras cu arcul. Easy. Mai încearcă, iete că nu vreau. Uită-te în spate. Mamă, mi-e frică. Apasă doar după ce l-ai bătut pe dragonul din End. Mamă, ești nebun, cât de fain. Ia punctele după ce ai omorât dragonul. După ce am omorât dragonul, ok, după. Uite-te în spate. Nivelul 8 luptă cu dragonul, succes. Mamă, bă, ce tare, bă, chiar îmi place. Deci dacă mapa asta nu merită 200 de like-uri, ei bine, eu nu știu ce mai merită 200 de like-uri. Ce e acolo? Și sper că ne putem întoarce cu ușurință, nu? Mamă, deci chiar îmi place mapa asta. Bravo, băieților. Stai mă, că trebuie să-i distrugem șmecheriile lui. Mă credeți că e prima dată când bat dragonul în Minecraft? E prima dată, bine, gen l-am mai bătut la, așa pe server când dădeam oameni la survival și îl băteam cu comenzi, gen kill all the dragons.
Da, așa eu să-l omor. Băi, băiatule, bă, unde te crezi tu? Da, așa să-l omor eu cu arcul, gen... pe Survivor nu niciodată nu omor. Nici nu prea mai jucam mult Survivor. O să dureze ceva mapa asta. Gen, numai dragonul durează vreo 5 minute, 10 chiar. Depinde de mine cât de repede distrug tâmpenile astea. Hai mă! Doamne, și sunt o grămadă de distrus. Bun, păi, adică pun și o pauză când distrug toate astea. Ca să nu facem clipul prea mult și revin când le distrugem, în regulă? Bun, haideți că am revenit. Din păcate au avut loc niște probleme, să spun așa. Nu știu de ce, dar fix atunci Action Mi Release a decis să nu mai îmi reziste sunetul. Și practic era un episod mut, adică episodul continuarea era mută, nu se auzea nimic. După cum vedeți, e și altă zi, sunt cu nou tricou pe mine. Bine, nu e nou, e nou pentru episodul ăsta. Am zis că nu puteam să joc iar mapa pentru că nu mai aveam originalul și nu puteam, nu știam cum să mă întorc înapoi pentru că m-am tot uitat eu pe aici și nu am găsit chestiile alea și nici nu prea mai fi avut, n-ar mai fi fost la fel de să mă prefac că n-am mai jucat sau ceva, n-ar mai fi fost aceeași reacție. Ei bine, am văzut dragonul, am dat click pe un buton și am ajuns aici, aici, nu știu ce era, era Booking Quill ăsta, hai să-l citim. Bravo, Dorin, că ai gătat mapa, punctele le-am pus doar așa, sper că ți-a plăcut mapa, canalul meu de YouTube este Dragon YouTube, nu am canalul așa de perfect, am doar 4 videouri sau mai multe, am zis canalul de YouTube doar așa. Uși la pagina 50, ne-a zis să dăm o notă mapei, nu mai ajungem până acolo. Nota mea pentru tine, pentru voi, pentru că ați jucat mai mulți, este nota 10 pentru că a fost o mapă foarte, foarte diferită. Adică a respectat aceeași rețetă cu bine. Eu aș vrea să nu mai respectați rețeta asta, gen un parcurs, un mini survival, un intrat cu arcul și un labirint invizibil și apoi încă niște de-astea suplimentare, niște nivele suplimentare pe care le inventați voi. Dar oricum a fost foarte faină pentru că mini survival a fost diferit, parcursul a fost mai, adică m-a făcut să mă sperii și la chestia aia cu monștri, m-a luat pe la spate și am zipat. Deci, pentru mine, mapa a fost chiar perfectă, chiar mi-a plăcut, îmi pare atât de rău pentru că nu s-a văzut atunci când am bătut dragonul, a durat undeva pe la 4 minute, nu foarte mult, dar, vă dați seama, nu am avut cum să reiau mapa și n-ar mai fi vrut să vă păcălesc că eu, de fapt, mai jucasem odată, nici dragonul nu-l puteam reînvia, nici mapa originală nu o mai aveam, aș mai fi putut totuși să vorbesc cu băieții, să-i contactez, dar ar fi fost cam ciudat, v-am spus, pentru că nu mai era aceeași reacție, știți? Eu am vrut să fiu sincer cu voi. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să apreciați în continuare seria asta de Maps Subs, pentru că atunci când va ajunge episodul ăsta 200 de like-uri, va apărea instant următorul episod. Până data viitoare, eu am fost The Link și vă salut pe toți. Ciao!